O angajată a Centrului Sfânta Maria din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Călăraș este acuzată că ar fi sustras medicamente și bunuri de la serviciu pe care le-ar fi adus acasă. Cel care o acuză pe femeia cu care a trăit timp de 40 de ani ne-a arătat și lucrurile care ar fi rămas în casa în care au locuit împreună după separarea celor doi ca urmare a divorțului pronunțat în urmă cu câteva luni. În casa în care au locuit împreună erau depozitate de la săpun lichid, conserve, dulciuri, până la medicamente sau diverse obiecte de îmbrăcăminte pentru copii. Uitați, astea, compoturi, dulcețuri, bine că noi avem gogoșari băgați de noi, cred că avem 80 de borcane. Astea de aici, toate și sucul și alea sunt frate de acolo. De aici, uite câte pachete de vată. Haine, haine de la copii de acolo. Arătați-ne că Uite, sunt de copii. șosete. Poftim? Ah, Arătați-ne că sunt de da. copii, că... Să vedem, uite, de-astea, ce să, da, sunt o grămadă, șosete, da, ce nu fura, și astea sunt noi, uite, stai să le scot. Da, table, la copii, de acolo, d-alea, cărți de joc, d-astea care, la copii, de acolo, furate. Asta, la fel, jocuri de alea, Lego, furate tot de acolo. Pase de alea micuțe de copii. La spray-uri de alea de țânțar, de gândaj, de-astea de spirit. Astea de săpun de la lichid. Ia uitați câte sunt 10. Săpun de la lichid făcut baie la copii, la kilogram. Uitați, astea sunt de-astea de la copii, cum le zice, de pilotă. Câte sunt? Să stric aici, cine le mănâncă? Conducerea instituției la care persoana acuzată este angajată a fost contactată telefonic de postul nostru de televiziune și suntem în așteptarea unui punct de vedere oficial.